știi, pupăză, că eu m-am săturat. Pleci, îți dai demisia. M-am săturat să-ți bagi joc de mine. Da, recunosc. Sunt un insensibil, sunt un nemernic. De-aia trebuie să-mi dai un șut în fund. Da, figurat vorbeam. Și să te concentrezi pe relația ta cu Chiorete. M-am săturat de leafa de rahat pe care mi-o dai. Eu? Conducerea ți-o dă. Și ai dreptate, Beti. Proastă să fii dacă rămâi. Du-te, fată, du-te că ai viitorul în față. Pupăză, în fața mea ești tu. Deci tu ești viitorul meu. Tu. Vreau o mărire de salariu. Păi e posibil, dragă, dita mai asistenta TV, să câștig mai puțin decât atunci când eram secretară la primărie. Ai dreptate, Beti, e strigător la cer. Eu în locul tău m-aș duce la patron și aș face un mega scandal. Că sigur îți dă... un preaviz. Ce șmecher ești tu? Nu o să mă duc la niciun patron. Tu o să mărești leafa. Personal. Că dacă nu, știi tu ce o să pătești. Da, măi, bestia ta, măi, Beti, eu n-am atribuțiuni în acest sex. În acest sens! Nu mă ocup de lefuri. Adică chiar trebuie să vorbești cu șeful. Ba, tu o să vorbești cu șeful. Că doar sunt asistenta ta. Și producătorul trebuie să susțină oamenii care îl ajută, nu? Da. Și la... ce leafă te-ai gândit tu? Vreau jumătate din cât câștigi tu. A, dar de unde știi cât câștig eu? Cine ți-a zis cât câștig eu? Ho, disperatule, că nu mi-a zis nimeni. Dar o să aflu. Când o să mă uit pe fluturașul de la contabilitate. Vrei jumătate din cât câștig eu pe cartea de muncă? Exact. Păi de ce n-ai zis, mă, Beatrice, așa de la început? Că se rezolvă, nici nu mai trebuie să mai vorbesc cu șeful. Am crezut că vrei 1.000 de euro. Păi de unde 1.000 de euro, măi, pupătă? Ai tu atât? Normal că n-am! Că dacă aveam, nu mai candidam eu la președinție. Mai bine, fă tu o cerere că vrei jumătate din leafa mea ca să am eu dovada pentru contabilitate. Bine. Ok. S-au terminat căciulițele, ai cumva o rezervă? Nu cred, dar trebuie să ai tu, pupăză, că ești în grija bărbaților. Da, a bărbaților golani, care zboară din floare în floare. Nu a celor stabili, care au o singură iubită ca mine. Ai, iurea, zic că știi că sunt scumpe și nu vrei să cheltui. Opa, e bărbătesc și costă și o grămadă de bani. Mă înșeală cu un bogătan. Dar are ea bani de prezervative. Iubitule, ai găsit ceva? Da, am găsit. Doar o cutie goală. Păi du-te să umpli, ca să simți și tu că ai iubită. Teo? Da? Tu mai vrei să fiu al tău? Pupă, să vrei să ne certăm de la o cutie de prezervative? Bine, mă, le plătesc tot. Eu numai du-te tu să le iei, că ești îmbrăcat. Poftim. Să vii repede! Și m-am mai cerut și de soție. Păi cred că făceam nunta la cort în rochie din hârtie igienică. Sunt toți. Auzi? Sper că n-ai făcut vreo glumă. Că știi că atunci când e vorba de bani, nu țin la glume. Banii. Unde-s banii? Banii mei. Oțomano, era să mă omor de inimă. Păi chiar meriți, pupăză, dar nu de inimă. Că ar fi o moarte prea frumoasă pentru tine. Prin tortură te-aș omorâ, mă, în chinuri groasnice. Veșteți, Nicule! Ce ai, femeie?
Sau, mă rog, ce-ai fi tu? Ce am, a? Nu știi! Ce leafă e asta, pupăză? Ce leafă e asta? Și leafă e asta este leafa pe care ai cerut-o. De ce crezi că te-am pus să faci cerere? N-ai zis că vrei jumătate din leafa mea? Da. Da? Și tu câștigi 10 milioane? Exact. Iete fluturașul. Ai grijă să nu-i rupi aripile. Special ai făcut-o, ticălosule. Ți-ai micșorat leafa ca să-ți bagi joc de mine. Betty, nu abera că nu ești în direct. Și nici măcar în reloare. Asta e leafa mea de luni de zile. Păi normal, ți-ai micșorat-o în scop electoral. Băi, ești nebun. Nu m-am gândit la asta. Sunt genial chiar și atunci când nu-mi propun. Mi-am scăzut salariul ca să nu-mi ia jumate din el la buget fomiștii ăștia care ne conduc. Dar cărora o să le iau eu locul cât de curând. Și averile, și mașinile, și nevestele, și tot, și tot, și tot. Votați, pupăză, președinte! Votați! 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 Pupăză! Președinte! Nu ești indirect. Mișcă și refăm leafa cum era. Hai! Îmi pare rău, dar nu cred că se poate. Pentru că o modificare anunțată la camera de muncă nu se mai schimbă jumătate de an. Poftim? Mm-hmm. Păi atunci trebuie să-mi compensez pierderea financiară cum pot. Ce fac? Băi, nu las! Ex, mă refer cântălăule! Deși nu zici că n-ar fi o idee rea. Ai grijă de tine! Am venit la tine fiindcă te consider o femeie cu capul pe umeri. Pupă, să treci la subiect, lasă gargara că nu ține. Tocmai pentru că am capul pe umeri. Da, dar eu nu vreau decât să te avertizez. Pupă, să tu mă ameniți în propriul birou? Stai, dragă, să te avertizez că Vandame o să-și ia altă secretară. Și cred că vei avea probleme. Altă secretară? Uh-huh. Nu mi-a zis nimic. Dar de ce? Că aveam impresia că se înțelege destul de bine cu Teo. De ce s-o dea afară? Dar nu el o dă. O să plece ea. Ea? Uh-huh. De ce, dragă? Ce-a pățit? Nu-i ajunge leafa? Păi nu putea să-mi zică muta asta, că eu măresc eu imediat în doi timp și trei mișcări. Iauzi. Păi poți? Normal că pot, pupăză. Eu pot orice. Nu te-ai obișnuit cu ideea? Ce dau de la mine? Dau de la buget. Și dau pentru liniștea mea conjugală. Că eu dacă văd vreo pisipoancă de-asta țâțoasă sau vreo crudă din plastic la Vandam în birou, eu fac crimă, pupăză! Stai, dragă, că tocmai de-aia venit ca să te scap de pușcărie. Adică să evităm crima. Dar nu cu bani trebuie să o împiedici să demisioneze. Că de-aia are destui. Sau, mă rog, o să aibă. Da? Da. De unde, mă? De unde? Păi și-a găsit un iubit milionar care are un ceas care valorează cât o mașină. Pe bune? Super! Ce n-ai băi așa super? Păi poate-l conving să sponsorizeze și mie campanie. Campania caritabilă, mă, că eu și Van Damme vrem să ajutăm niște orfani singuri. Ce bău sunt! Eu la finanțare nu m-am gândit. Păi stai, dragă, crezi că eu nu vreau să ajut niște orfani singuri? Dar pentru asta trebuie să aflu cine-i bun. Gătașul ăla, nu? Păi, și ai vreun indiciu? Da, o vizitează, că și-a uitat lucruri de preț la ea. Și le-a lăsat intenționat, ca să poată să se întoarcă, să-și marcheze teritoriul, să cucerească terenul. Ideea e că vine la ea javra. Adică vine cu o javră, că are câini de fițe, ca toți miliardarii. Stai, mă, că mai devreme spuneai că e doar milionar. Dacă te-am stat noi de vorbă, crezi că n-am mulțit banii? Dacă îl vezi că vine la Teo, să mă anunți. Normal, pupăză. Că eu am față de proastă, nu? Doamnă? Da? Să știți că o să mai dureze, s-a rupt excentricul înăuntru. Unde? În interior. Și trebuie desfăcut la cald. Aha, am înțeles. Ceau, pupăzel. Nu cred că mai putem să ne vedem. Mi s-a spart o țeavă și mai are de lucru instalatorul la mine. Te sun eu când pleacă. Pa! Și mai și recunoaște care de lucru la ea. Păi normal,
ca să nu poți să o acuzi că a ținut ascunsă regulația. Ăsta, relația. Să pară sinceră. Dar de ce nu m-a sunat Emma? Nemernica. Vrea să se pună bine cu Bogătanu. Bună, Emma. Ia zi, ceva mișcare pe la Teo? Nimic important. Doar un instalator. Instalator? Dar de unde știi tu că e instalator? După salopetă, pupăză. A venit în salopetă de instalator? Nu, în salopetă de tenor, la operă. Nemernicu, vine undercover. Tu crezi că ăla e... Emma! Ce bou sunt! Acum chiar că o să fie mână-mână cu ăla. Dar de ce dracu vine deghizat? Te pomeni că o fi vreo persoană publică căsătorită? Și nu vrea să-i se afle amantlăcu. Și uite cum îmi finanțez eu campania înaintea lui coruptul. Cum e? O scot imediat. Ce faci, fată, aici? Am venit să... Bună ziua! S-a stricat o piesă ca asta, mă duc să o schimb. Ok. Wow! Ce tare ai pus-o! Și bucate și miliardar! Wow! Și-ați intrat direct în fantezii! Ești decisă, mă, îmi place! Emma, despre ce naiba vorbești? Miliardar, fantezii, ce-i asta? Păi să-mi îngaji că tu, mă, miliardarul! Cine naiba ți-a băgat în cap prostia asta? Cum o să fie ăsta gagică? Mi-a venit pentru că îmi trebuia un excentric. Un miliardar excentric, eu ce zic? Și l-ai costumat în instalator, nebună. Emma, chiar e instalator, uite. Păi ce miliardar umblă cu câlții la el? Mă rog, unii umblă, că iau un cap, că-s moși. Adică nu e miliardar? Ba da. Pata de atât de excentric încât îi place să umble rupt în fund și să facă pe salahorul. Emma, am senzația campaniei electorală al bărbate. Tot a tâmpit mai rău pe tine decât pe el. Băză nemernică. Cum i-ai zis? Nu ție, chitrei. Și-a bătut joc de mine ca să... Ca să ce? Ca să... Nu știu de ce, dar aflu eu, da? Succes! Ce dai dacă îți spun un mare secret electoral de-a lui Pupăză? Mobeti, eu credeam că ai terminat cu hărțuiala, cu... Nu la sex mă refer de data asta, ci la bani. Cu bani poți să cumperi orice, inclusiv, știi tu. Ce secret? Van Damme, nu fii idiot că s-a săturat țara asta de politicieni idioți. Dacă spun secretul, nu mai e secret. Dar te asigur că e unul tare. Asta înseamnă că trebuie să cotizezi serios? Zic cât vrei. 10 milioane. Ok, dar numai dacă e un secret mare. Pe lună, până ești președinte. Ok. Ok. Deci, 10 milioane. Zi. Pupăză și-a micșorat leafa în scop electoral. Păi și ăsta-i secret? Asta e ceva public deșteaptă! O să spună chiar el asta pe post, în direct, și sunt convins că și reloare! O să pară cel mai sărac om, cel mai cinstit! Îmi pare rău, Betty, dar așa ceva nu se plătește. Ha. Mă rog, uite, iau 1 milion să nu zici că nu apreciezi intenția și pentru cheltuielile de deplasare. Ba să plătește, Van Damme. Informația asta te ajută să-ți micșorești și tu leafa. Deci poți să-l bați cu propriile arme. Ce te făceai dacă aflai direct în dezbatere că el ia leafa 5 milioane și tu 40? Tu unde știi cât am eu salariu? Van Damme, ți-am zis să nu fii idiot. Doar ți-am fost secretară. Ok, poți să păstrezi banii, dar te ocup personal de actele mele de reducerea salariului. Că dacă o las pe Teo, trec alegerile până mi le face ea. Bineînțeles. Aha, o să te coste multe scapada asta, infidelule. Zâmbiți, ca să dați bine în film. Pupăzel, ce faci aici? Bani.
Filmându-mi instalatorul? Domnul Pupăză, eu sunt firmă micuță, n-am bani de reclamă. Dar uitați, dacă vreți, pot să-i fac o reducere substanțială, doamne. Ce vorbești? Firmă micuță? Mă crezi prost? De-aia ai tu ceas, mă, de o căruță de bani? N-am, domne, dacă nu mă crezi, ți-ară veniturile, bilanțul. Lasă, lasă, că știm noi cum se șmecheresc actele ca să par sărac. Ia zi, Teo, de când ești cu ăsta? De pe la 4:30, de când am vorbit la telefon. Dar s-a prelungit lucrarea, ca un excentric. Ah, de ce excentric? Păi numai bogătanii sunt excentrici. Vezi, mă, că te-a dat în fapt, fraiere. Ce bogătan, Pupăză, despre ce naiba vorbești? S-a rupt un excentric la baterie. Aia care picura. Și pe dânsul mi l-a recomandat administratorul, ca fiind foarte bun. Foarte bun. Da. Ia să vedem noi cât de bun e. Lucrați, lucrați, domnul instalator, că aflu eu cine sunteți. Doamnă, mai trebuie un cot. Da, lasă că-ți dau eu. În dinți. Te duci tu să-l iei. Ce? Mersi frumos. Hai, fugi, că vreau să termin mai repede. Hai, toace camera, că filmez eu ce faci. Păi te ori. Nu-i pe aici, du-te repede. Haideți. Ăsta chiar e reparat țeava. Te pomeni că o fi fost instalator înainte să fie miliardar. A început de jos? Fantezii cu instalatori. Îmi place ideea. Da, și dacă vrei, dau numărul lui de telefon. Eu nu numărul lui îl vreau, Pupăză. Eu vreau numărul tău. Sau, mă rog, numerele. Intrăm în 10 secunde. Opa, ai dat de bani? Ți l-ai luat din lafa mea tăiată, este? L-am primit cadou de la o admiratoare. Intrăm în 3, 2, 1. Bună seara, dragi prieteni! În această seară vom vorbi despre... ceasurile scumpe ale politicienilor! Ba nu! Vom vorbi despre infidelitate și despre amantele secrete ale bogătașilor. Ah, e amantă? Eu nu sunt bogătaș! Eu am o leafă de doar 10 milioane! Pot dovedi cu fluturașul de salariu! Păi normal, domnul Pupăzășou, că ți-ai micșorat leafa în scopuri electorale ca să te dai sărac și cinstit, să faci pe sărăntocul ca să prostești electoratul, să câștigi voturi gratis. Vedeți, dragi alegători, atât de chitră e că nici măcar n-are decența să vă cumpere voturile cu niște ulei și zahăr, cum fac alții. Domnule primar populist, mie nu-mi pică banii de la buget moca ca luma tale să pot să fac pomeni electorale. Eu muncesc pentru fiecare leuț și sunt sărac și cinstit până în măduva oaselor. Mai puțin în zona mâinii, că ăla numai ceas de sărac nu e, nu? Dar nu e ceas scump și pentru cunoștința ta e o imitație chinezească de 2 lei. Și l-am pus special ca să văd cât de josnic și murdar ataci. Da, filmați mai de-aproape să se vadă că e făcătură. Da, nu e nevoie, că putem dovedi mult mai simplu. Acu ce mai zici, domnul Cucu? Ți-am cam luat și repitul. Naiba te-a pus să suni ca un oportunist? Da, de, fiecare cuc pe limba lui piere. Acum v-ați convins, dragi prieteni, că Pupăză genul minte niciodată? De-aia trebuie să-l puneți președinte. Votați cinstea și adevărul, adică pe mine. Publicitate! Ce-ai făcut, inconștient-o? Ce trebuie? Ți-am zis doar că trebuie să-mi recuperez pierderea financiară într-un fel. Păi și dacă mi-ai distrus ceasul, ți-ai recuperat-o cumva? Ba nu, din contră, o să te pun să-mi-l repari. Eu ți l-am distrus? N-ai dat tu cu el de masă, amnezicule? Dar din cauza cui? Cine a chemat camera să-l arate mai de-aproape? Deci nu e făcătură, e scump. E scump, dar nu e al meu, e împrumutat. Parcă ziceai că ți l-a dat o admiratoare. Exact, da, împrumut. Așa că dă banii ca să repar ceasul femeii. Nu-ți dau nimic. Ce vorbe să știi că o să-ți iau din leafă? Care leafă, Pupăză? Domnilor, v-am chemat pentru a vă anunța că începând din acest moment salariul meu a scăzut cu 50%. Asta pentru scăderea deficitului bugetar și, bineînțeles, pentru a ajuta țara să iasă din criză. Dar asta nu e cumva o reacție la mișcarea contracandidatului Pupăză G. Grigoraș? Vi se pare că populistul ăla este contracandidatul meu? Păi poate să concureze un îmbuibat cu ceas de 10 de milioane cu
cu un om sărac și cinstit ca mine. Dar ce zic eu, 10 de milioane? Sute de milioane! Da, da, ceasul a spart. Dacă într-adevăr costa 10 de milioane, nu mai făcea. A făcut-o pentru că își permite mâine dimineață și cumpăr altele. Păi da, piele chitră. Nu e chitră, cu ea nu e chitră! Nu mai bine revenim la scăderea mea salarială, că dai v-am și chemat aici. Scăderea pe care probabil o veți aplica proporțional tuturor angajaților primăriei. Că doar nu o să câștige o secretară mai mult decât primarul, nu? Bineînțeles! De mâine toate salariile în primărie vor fi reduse cu 50%! Ce face? Adică eu o să vin la primărie pentru... Nu mi-ajunge nici măcar să-mi acopăr transportul în comun! Păi da, e criză! Și apropo, transportul în comun o să fie suportat de primărie. Aici și tichetele de masă! Care intră și ele tot în costură. Pentru binele țării am ajuns să mă pun rău cu proprii angajați! Cu familia mea! Acum o să fiu și eu barosan ca instalatorul tău. Să vezi ce ai pierdut, madam. Ia uite. Deci a avut dreptate, Vandame. Ți-ai luat rapid alt ceas. Wow, ne dăm băiețaște cartier. Te încoace că l-am primit. De la aceeași admiratoare? Nu, mi l-a dat șeful. Cadou. Că i s-a făcut milă de mine că mi-am spart ceasul. Sau mă rog, aproape cadou, că mi oprește leafa pe o lună. Aia mare sau aia mică? N-am decât una, mică! La leafă mă refer! Și dacă am primit ăsta, să nu crezi că nu te pun să-mi repar ceasul! Tâmpane! Ce? Adică, domn primar, îmi reduci din salariul ca așa vrei tu, a? Fără preaviz, fără nimic, a? Bună ziua, domn primar, unde este? Aveam o programare. Nu este, că la cele furtă mai nou în instituția asta s-a dus să-și caute de muncă, ca să poată să trăiască și el. Și, mă rog, când vine? Habar n-am, dar dacă vreți să stea mai mult pe aici, ca să vă rezolve problemele, ajutați-l și dumneavoastră cu ce puteți, cu ce vă lasă inima, ca să nu se mai ducă să-și caute alte servicii. A, și transmiteți asta tuturor pretenților de afară, da, vă rog? Bun, și ajutoarele unde le aducem? Le aducem aici? Bineînțeles, unde în altă parte. Ce e mai cu astea? Ajutoarele pentru domnul primar. N-ați spus să le aducem aici? Da. Eu mă referam la ajutoare financiare, la bani. De unde bani, doamnă? Că doar e criză. Aducem și noi ce putem. Astea nu sunt ajutoare? Ba da, astea nu la mine trebuie să le lăsați. La prefectură, că trebuie să vă facă proces verbal de primire bunuri. Am înțeles. Vă rog. Acolo. În ăsta am fost eu acum 30 de ani. Nu mai merge, dar dacă îl dai la fier vechi, tot îți costă 5 lei pe el. Și la primarul sărac, 5 lei întotdeauna contează. Păi, ați nebunit? Cine v-a zis vouă că primarul e sărac? Ce? Dacă stăm într-o garsonieră, asta înseamnă că suntem săraci? Poate suntem excentrici. Poate avem robinetul de la baie și colacul de la WC din aur. Și aveți? Că e treaba noastră! Unde naiba e ca aici l-am pus? Instalatorul? Dar nu se poate, că le om serios, nu. Mă crezi prost? De-aia ai tu ceas, mă, de o căruță de bani? Demernicu! Bună, pupăză! Nu pot să vin, că mai am ceva de reglat cu instalatorul. De reglat, hă? Dar ai uitat uul, madam! Doamnă, cum puteți crede că am luat eu ceasul? Nu cred! Sunt sigură că în afară de tine, în această casă, n-a intrat nimeni! Poate l-a luat domnul Pupăză și nu v-a zis! Dar Pupăză nu fură, că el e plin de bani! Dar n-am zis că fură! Poate și l-a luat înapoi! Și să știți că nu câștig atât de mult cât credeți! Am văzut la TV câți bani face! Asta așa, ca să nu vă țepuiți! Te rog eu frumos, dă-mi ceasul înapoi! Uite, promit că nu fac plângere la poliție și nu spun nimănui! Uităm tot! Doamnă, vă jur, nu l-am luat eu! Eu nici nu porcească, stau toată ziua cu mâna în apă! Era antiacvatic! Stai-mi de-a că fac curat!
Opa! Deja vă certați? Domnul Pupăză, nu cumva ați luat noastră un ceas din... Din greșeală? Nu, l-am luat intenționat. L-am scăpat tot intenționat din greșeală. Dar lasă, că la câți bani ai, poți să-ți iei 10 din astea. V-am zis eu, doamnă, că l-a luat? Exact, doamnă, eu l-am luat. Ca să am dovada că mă înșel cu nemernicul. Pupăză, tu ești complet nebun? Asta... Nu era ceasul lui, e ceasul meu. Eu, ceas bărbătesc. Da, deșteptule, era cadou pentru tine de sărbători. Acum că treburile s-au lămurit, eu aș vrea să plec, că mai am o lucrare. Să rămână. Mulțumesc. Asta era cadou pentru mine. Exact, dar pentru că m-ai făcut infidelă și parașută care se întinde cu toți instalatorii. Dar n-am știut că e chiar instalator. Păi normal, că țevile le repară profesorii universitari. E, pentru toate astea nu mai vezi niciun cadou. Și nu numai că nu-l vezi, dar îmi dai și banii pe el, că l-ai stricat. Dar n-am bani momentan, că am dat toți banii pe un ceas nou, extrem de scump. Și asta am făcut-o pentru tine, Teo, ca să te impresionez, ca să am și eu ceas de fițe ca amantul al tău, Barosan, mă rog, ca presupusul amant. Da, uite, ca să-mi repar greșeala, îți dau ceasul meu. Mm-hmm. Să-l văd. Păi nu l-am la mine, e la birou, e într-un seif, că ți-am zis că este extrem de scump. Dar dacă vrei, uite, ți-l aduc de seară. Mă ierți? Emma! Ce-ți-i, mă? Cum ai putut să declar că avem robinet de auriconștiento? Cum ai făcut? Mult mai blând decât ar fi trebuit! Eu n-am declarat că avem, am declarat că am putea avea. Că m-au scos aia din minți cu donațiile lor mizerabile, mai rămânea să-mi dau frică de chilos gauriți! Și pentru asta trebuie să-mi distrugi toată bruma de imagine pe care mi-ai făcut-o cu sudoarea frunții! Lăs că ți-o plătesc eu! Cash sau card? Ei bine, dragi prieteni, dacă spartul ceasului n-a fost suficient pentru a-mi demonstra statutul de sărac, dar cinstit, în această seară voi face ceva ce, spre exemplu, Andreea Esca n-ar putea face niciodată. Vă voi arăta fluturașul meu de leafă. Uitați. Hai, strânge cadrul ca să se vadă suma. A? Și cu această imagine a sincerității și transparenței de pline, încheiem și emisiunea. Ceas. Da, dragă, am depășit, știu, și ce? Ceasul de la mână. Ceas. Doamnelor și domnilor, ceea ce vedeți, adică ce ați văzut, nu este ceea ce pare. Nici ceasul ăsta nu e original. Da, l-am pus pe mână ca să întind o nouă cursă vampirului de la primărie. Am ieșit de mult, Pupăză. Fugiți degeaba. Cum? Păi și lumea, ce mi-ați făcut iar, idioților? Nu mă dați șipul, că nu e ăsta! Da, dar pe tine te-am dat la karate, mă! Ta-dam! Ha? Vezi? Vezi că Pupăză G Show se ține de cuvânt? Și să știi că ăsta e de 5 ori mai valoros decât celălalt. Ia zi, acum mă ierți? Pupăză? Da. Nu-mi vine să cred că poți să faci așa ceva. Ba, să-ți vină, Teo. Să-ți vină, că nu mai sunt de mult chitros, că doar știi că pentru tine mă zbat. Nu pot să cred că-mi dai o făcătură de ceas chinezesc. Ce făcătură, dragă, de ce? Ce chinezesc? Pupăză! M-am uitat la emisiune! Stai, dragă, că aia a fost o minciună. A fost așa, de ochii electoratului, ca să nu mă acuze că fac paradă și că îi sfidez pe oameni cu bogăția mea. Asta e de la original, e de la scump. Mi l-a dat șeful. Băi, coftim, sună-l ca să-ți confirm. Sună-l. Emma, bună, vină puțin până la mine. Ea e Dumnezeul fițelor. Ce o, tu ai nebunit, trebuie să afle bandam cam ceas de fițe și că... Ce? Bună tu! Uite, ia zi-mi, ăsta e original? Că a venit unul la primărie cu ajutoare și ne l-a adus. E făcătură chinezesc. Cum să fie făcătură chinezesc? E făcătură, taci! Și mai bine răspunde la următoarea întrebare, că tot ești aici. De ce m-ai mințit, mă, că pârlitul ăla de instalator este amantul miliardar al ăsteia?
Te-ai zis că e amantul meu? Stai, omor! Așa, omoară-l tu, că știu că bați profi ca și mine. Succes! Stai! Au capul! Nu mai da, pentru că am făcut-o din gelozie. Te rog eu frumos să mă ierți. Și uite, îți promit că merg cu tine într-un magazin și îți cumpăr orice ceas. Nu! Da, aleg eu magazinul. Da, și eu am gro. Și mai vrei să-ți fiu mireasă? Stai, dragă, liniștită, că rochia nu cumpărăm din Angro. O închiriezi. Așa, băieți, hai, haideți. În dreapta. Ce faci, mă? Ce sunt, dragă, așa? Eu i-am adus ca să le dovedesc că n-avem nimic de aur în baie. Sunt tare nebunit? Dar capacul de la WC nu se vede de dânsa. Nu e nicio problemă, băieți, ridicați-o ca să vă convingeți. Nu vă sfiți, ridicați-o după WC. Fantane, dă-i afară! Afară! Pupăză, ce-i cu alea pe tine? Asta e reclamă mascată, ai nebunit? Ba nu, e pe față. Că am nevoie de niște bani urgent. Pupăză, dacă nu dai cămașa jos, ai leafa tăiat o lună. Ok. Doar că în schimbul lefii o să vă dau ăsta înapoi, ca să plătesc cu aceeași monedă, sau mă rog, cu același ceas. Să știi, pupăză, că eu m-am săturat. Și eu pe acești nevărniți care umblă la decor. A închis-o cine a îngrezut că... Păi una e, bă, când repesc ușa deschisă, după aia cu ușa închisă, ai alt spațiu, n-ai cum. Voi nu înțelegeți. Păi dacă e goală, du-te și umblă. Ca să simți și tu că ai iubită. Teo? Da? Ești sigură că mai vreau să fiu al tău? Ieși! Tu ești sigură că mai vrei să fiu al tău? Pupăză, tu vrei să ne certăm de la o cutie de prezervativ? Deci cea mai proastă telenovelă! Ba da, bă, atât de excentric cât că... Hai încă o dată! Ba da, dar e atât de excentric cât... Lasă-mă, ce-s-i bestială? E așa ceva!
Băieți, azi e ziua lui Chiorete, mă. Eu tocmai plecam. Stai potolit, că dacă e ziua lui Chiorete și face cinste, trebuie să-i luăm un cadou, că doar nu suntem mârlani. Sau mă rog, nu toți. E normal, unii suntem chitroși. Și alții suntem țântărei sub papucul lui Băsa. Ce să-ți povestesc? Uite cine vorbește! Încetea, snaibii, odată! Că când virgulă vine necazul, trebuie să fim uniți! Ce ne facem? Ah! Poate avem noroc și nu face cinste. Da? Și dacă face cinste, vezi? Trebuie să fim pregătiți! Să plecăm? Bravo! Dar trebuie să inventăm fiecare câte o treabă. Ce naiba treabă să aibă ăsta seara? Că rupe Băsa. Da! Sau ăsta, că-l rupe Lene! Infantil, eu am zis să punem fiecare câte puțin să-i luăm acolo un amărât de cadou, o amintire. Ce amintire? Nici o amintire. Că amintirile sunt vechi, sunt antichități. Și antichitățile costă exorbitant de mult. Pupăză, eu am zis puțin, puțin. Uite, eu chiar am puțin. Am numai 5 lei, dar vi-i pun pe toți pe masă și-i las aici ca să vă stimulez. Eu am mai mult, bă, dar am nevoie de bărut. Eu pun triplu. Dacă nu, chiar dublu. Da. Uite, am pus 10 lei tot ca să vă stimulez. Hai. Ce, mă? Nu v-am zis că eu o să fiu plecat? Hai. Bine, mă rog, să văd ce am prin buzunare. Asta în caz că se anulează deplasarea. Ia vezi ce-i pe buzunare. Uite, bă, boieră, tot băieră. Da, mă, sunt toți. Luați-i pe toți. Păi ăștia-s bani, nu sunt prea puțini. Depinde pentru ce. Ia, dă-mi mie să vezi că poți să-mi iau o grămadă de chestii din ei. Da, bă, da, eu vreau să-i luăm un abonament, mă, la meditații yoga, ca să-și dezvolte paranormalul. Dar cu amărăștenii ăștia nu pot să-l duc nici măcar la bifolarul. Lasă-l în pace, că bea acasă. Și n-are nevoie de nicio meditație. Ba, eu zic că are. Că încă stâlcește o grămadă de cuvinte, n-ai văzut? Și la bac e din ce în ce mai greu. Nu o să le am veci vecilor fără să bea ăsta, fără meditațiile lui Bibolan. Mărlane, este vorba de meditații la yoga, mă, băiete. Nu la cursuri, e surd? Yoga, Yoda, ce contează cine-i predă, mă? Ideea e să facă meditații. Că e bine să avem și noi un titrat în casă. Ia-i, mă, tu, ia-i, da, și ia-i ceva ce vrei tu. Dă-i, ce... dă-i. Ia-i, mă, pătrâne, dă-i. Pentru ce strângeți, mă, bani? Pentru ce, Gogule? Pentru cadouri de Crăciun. Da. Bă, mă, mir că v-a dat până capetele astea 10 ideea asta miștoacă. Ia, mă, că dau și eu. Ia, și dacă mai e nevoie să-mi cer. Paparații ziarului Scandal afirmă că fiica mijlocie a președintelui s-ar fi mutat în vila noului său iubit, din strada Cotroceni. Băi, ești nebun? Bănuiesc că e o întrebare retorică, nu? E, lăsa șeful, că eu nu pun la suflet. Păi mă, că nici fetele de președinți nu mai sunt ce au fost. Și nici președinții nu mai sunt ce au fost. Poporețule, sună repede pe Chiorete și să vină la secție. Și peste o oră sună și pe Sofica, să vină și ea, că avem treabă. Dar de ce peste o oră? Ca să nu se întâlnească și să vină împreună, deșteptule, Daia! Știi că eu sunt nebunul secției. Așa noroc să am să vină bomba mondenă chiar lângă mine? E vrășeală, mă. Păi dacă era pe acelea, trebuia să fie un dispozitiv de mult. Păi tu te-ai după papă lapti, ăia. Ce pupăză? Ți-ai tras găzi de corp să te obișnuiești cu protocolul? Mai termină naibii cu miștourile, infantilule! Că dacă aud electoratul și mă scazi în sondaje, te deportez, mă! Eu o să fiu un președinte modest care nu o să facă abuz de funcție și care nu o să profite de privilegiile pe care îi le acordă statutul, da? Mamă, ce tensiune are ăsta în el. Bă, pupăză, tu ar trebui să ai sondaje 99,9%, nu, Diaconescu? Păi chiar am, fraiere, chiar am! Băi, pupăză, băi, mai lasă cafeaua aia și treci pe lapte ca mine, bă. Tu nu vezi că ești varză cu nervii? Și mai fă și tu un exercițiu de relaxare yoga, așa, ca să te calmezi, cum fac eu. Eu tot timpul fac expirații din astea și mă simt foarte bine. Uite, nici nu m-am enervat că ai țipat la mine. Că dacă mă enervam, îți umflam but. Ușchiulica, unde faci tu yoga, mă, la ce sală?
Fac la un centru special, bă, la sală fac pe ăștia, ia uite. Vreau și eu, ia-mă și pe mine când te duci acolo. Păi ce mă, vrei să faci și tu din ăștia? Păi din ce mă, din slănina asta? Du-te bă de aici, că tu ai stat prea mult la sala de mese, bă, băiatul. Mușchiulică, nu la forță vreau să merg, la yoga. Și vreau să fac un abonament pentru o săptămână. Bogoașe, dacă o să vezi ce gagii sunt acolo, o să-ți faci abonament pe viață, mă. Pe bune? Pe bune, bă, bune e puțin spus. Bunăciuni, cele mai bune gagii sunt acolo. Băi, știi cum? De-aia mă trezesc eu de trei ori pe săptămână la 6 dimineața, mă. Crezi că mi-e ușor? Auzi? Vino cu mine să-i vezi pe sepepiștii ăia. Să nu mai zică tântălău ăla că fac mișto de el. Uite. O bune chiar sunt? Uh-huh. Uite. Bă, nu ziceți că mușchiulica a avut dreptate? Sunt doi sepepiști vis-a-vis. Te-mi oameni că papa lapti ăia chiar au nemeritat cu minciuna. Ce faci, mă? Autosesizez, pomfăitule, că dacă e vorba de fata președintului, e protocol de gradul zero. Trebuie să asigur perimetru. Bă, nu zici că ar trebui să mă autosesizez și eu? Zice, mă, și la tine e protocol tot de gradul zero? Da. Nu, bă, la el e rating zero, dar speră să-l mai miște așa. Unde, mă? Spre minus 1. Da, da. Brânzică, am nevoie de o cameră urgent. La ce hotel, șeful? Unul mai ieftin bănuiesc, nu? Cameră de filmat, întălăule. Concentrează-te că pierdem rating cu explicațiile. Ah, și te duci și ceri lui șeful o mașină de teren. Hai, într-o jumătate de oră maxim, ești la mine în fața casei. Păi îmi dă șeful mare mașina? Ți-o dă, că îi spui că ne trebuie pentru o filmare paparazzi cu fata președintelui. Da. Neața, iubito, ia zi, ai făcut-o vreodată într-o mașină? Pe bancheta din spate, în plină stradă? Cu tine nu. Poftim? Adică ai făcut-o cu alții? Nu, dragă, dar m-ai luat prin surprindere, dormeam. Ia zi, când vrei să o facem? Azi, toată ziua dacă trebuie. Pregătește-te că vin să te iau. De-abia aștept, nebunaticule. Vandame, nu pot să ajung la birou, că am făcut un accident de mașină. Știu că n-am mașină, cu aia de spălat. Da, am inundat toată baia. Mersi, ne vedem mâine. Pa! Aceeași publicație susține că cei doi ar avea chiar planuri de nuntă. Fata mijlocie a președintelui fiind împreună cu Ebola de mai bine de 3 săptămâni. Și acum știri din sport. Ce romantic, ce romantic. Să te ascunzi cu iubitul și să fugi de părinți. Parcă mă văd pe mine când eram în tinerețe. Ce bine mi-ar sta de mie într-o rochie de mireasă. Ce poftă am de-o nuntă. Păi cine te ia vre în hal? În halatul ăsta. Da? Ai dreptate, fai, mă duc să-mi cumpăr o rochie de mireasă ca să înțeleagă pretendenții că am gânduri serioase. Mă duc la shopping. Stai, bre, nu mai bine-ți găsești întâi pretendentul ca să nu cheltui banii de pomană dacă nu folosești. Nu folosesc eu, să folosești tu, că e investiție. Te dă la bani. Hai, mă ține de drum, că am treabă. Contractul jucătorului brazilian Pipi a fost reziliat după ce acesta a fost surprins din nou într-un club bucureștean în compania unor domnișoare dubioase. Impresara jucătorului a anunțat că acesta e liber de contract și se poate transfera la orice club îi plătește salariul anual de 200.000 de euro. Vom reveni cu amănunte în grupajul următor. Bun. Asta e impresaria cu care negocia scalțone la pat. Să nebunesc. De ce nu? Că până află ea că n-am bani, am marcat-o. Pupăză? Da? Parcă am fi în filmele alea cu spioni. Nu știam că e așa excitant. Păi, parcă ziceai că ai mai făcut-o în mașină. Da, dar nu mai mi-aduc aminte mare lucru. Băusem prima mea bere întreagă. Vai, Teo, dar ce trecut interesant ai avut. Nu ți vrei și tu să faci parte din el, dar am ții atâta de vorbă? Lasă interogatoriile și treci la acțiune, să nu ne vadă naibii aia din vilă. Teo, stai că ți-am zis că avem toată ziua la dispoziție. Și ce dacă ne văd aia din vilă? O să le zic că sunt paparazzo și tu mă ajuți ca să nu mă deconspir. Ce drăguț.
Cum e? E cum am zis eu, sunt super bunăciuni? Da. Ia, șterge-te la gură, așa, și acum hai, fă-ți abonament. Auzi? Și bunăciunile astea vin aici doar ca să se cupleze? Da, și se cuplează în fiecare săptămână cu alții, că se plictisesc repede, ca Moni. Auzi, și de ce n-ai spus nimic până acum? Păi, nu se cuplează, mă, cu oameni obișnuiți. Se cuplează, mă, cu ăștia care fac yoga, care sunt potenți, sunt rezistenți. Cum e chinezul ăla al Moni? Auzi, tu mă ții de vorbă sau îți faci abonament? Îmi fac, dar nu fac pentru mine. Îi fac lui Chiorete, că e ziua lui, și îl facem cadou. Noi, băieți, ne-am hotărât să punem bani mână de la mână și nu ne ajung banii. Ce zici, pui și tu, că și tu ești prietenul lui. Bine, mă, bine, hai, pun și eu. Cât trebuie să dau? Păi nu i-am pus un milion. De căciulă. Ia, auzi, dar crezi că se descurcă țărănușul cu bucățile astea? El nu. Da, eu... Lui îi fac abonament doar pentru yoga, mă, ca să-și mai perfecționeze paranormalele, înțelegi? Uh-huh. Bine, mă, bine, hai că eu mă duc să mai socializez cu fetele. Du-te, 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 că vii și uimit. Două abonamente la yoga. Ok, no. Completați aici. Unde? Păi, ce trage cu bulaneala, că mă iau căldurile. Ia zi, cum am sta? Sunteți splendidă, o adevărată divă. Mă, bine zis, am divă. Păi, m-ai făcut legumă? Nu, bre, am divă înseamnă că mai ai un pas până să devii divă. Că-ți mai trebuie coafiură, machiaj, nu doar rochia asta. Știu, păi, știu, numai că pe alea o să le fac când mi-ai găsit ginerelul. Cum? Nu aveți încă unul? Ba, păi am, dar momentan e puțin desparut. Normal. Adică, ce vrei să spui tu cu normalul ăsta, a? Insinuiesc cumva că sunt vreo nașpetă și că de-aia a fugit de la... Zic că te prăpui! Nu, tanti, doamnă, e normal să aveți un soțior la că sunteți de șarmantă și frumoasă. Ah, mersi. Nu are cum o doamnă ca dumneavoastră să fie singurică. Foarte adevărat, auziți, măi? Și de dracu să nu mă moștenești, că jar mănânci. Da, doamne, și cât mai repede. Foarte super, băi, hai, după ce termin de retușat și faci și faci și faci și faci, și-am trimis o răchicică asta superbă de mine și că la adresa de dacă te-am fost. Da, să spune. Trage pe fixul, așa. La cotro, la cotro, la dracu. Iartă-mă, la... La cotro, ce? Așa. Ia, bre, ce vezi? Vezi că e greșit adresa. E, am greșit. Stai, ce nu te aud dacă vreau să creadă ca în vilă. I-am înțeles, dar de ce ai trimis-o la mușchiulică? Pentru că vreau să creadă ca în două vile. Bine că ai venit, că avem foarte multă treabă azi. Trebuie să facem niște simulări. Dar Chiorete nu e? Nu, nu e că el s-a autosimulat, s-a autosesizat la domiciliu ca să păzească pe frica președintelui. Că o place? Dar noi putem să facem simularea în trei. Chiar mai bine. Dar de ce aveți nevoie de mine? Nu vă ajunge poza mea? Nu, mi-ar trebui un calendar mai mare. Sofica, de ignor că e nebun. Lasă, Sofica, că eu nu pun la suflet. Nu despre tine era vorba și ți-am zis să nu ne mai deranjezi. Ce naiba cauți aici? Păi am înțeles că fata președintelui a fugit de acasă la noi în jurisdicție și s-ar putea să fie nevoie să o găsim. Știi unde e tântălăule, dar nu trebuie să o găsim, ci să o păzim. Sofica, să zicem că tu ești fata președintelui și eu sunt iubitul tău. Dar de ce tu? Că tu ești șef. Tu trebuie să fii cadru destoinic care intervine și o apără. Să fiu eu iubitul. Tu ești agresorul care o atacă. Pentru că ai și față, mă, ai și față și avem nevoie și de unul ca ăsta în simularea noastră. Ok, mă sacrific eu, o să fiu eu iubitul Sofiei. Cus! Hai, continuați. Sofica, să zicem că tu fugi cu iubitul tău și te ascunzi în apartamentul lui. Ce-ați face voi acolo? Că trebuie să știm dacă e nevoie să intervenim. Ne-am iubit non-stop. Ok, mă sacrific și de data aceasta. Ce-am
ce faci? Gară-te, n-ai de acolo, bălosule, că eu sunt iubitul. Eu sunt iubitul, că nu e nevoie de niciun infractor la simularea asta, că ești în casă, deci e păzit de SPP și nu-i atacă nimeni. Așa că eu sunt iubitul. Bă, eu sunt iubitul, că eu sunt șef, păpulețule. Hei, 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 dar credeți că președintele o să fie de acord să tragem așa de fisa? N-ai plecat? Ce-i asta? E pentru mine? Pătrățuie în 20, nu? Dumnezeu! Dar eu n-am comandat, frate, așa ceva. Auzi, cred că trebuie să te duci la casa aia de peste drum, aia păzită de sepepiști, că acolo stă fata președintelui și ea vrea să mărite. Eu... Ok, mersi mult. Să trăiești. De întârziere, dar exact când veneam încoace a intrat unul în mine. Ce fericit! Poftim? A, ce nefericit evenimentul vreau să spun. Luați loc, poftiți, ce s-a îngreșat biroul ăsta. Luați loc pe canapea. Ana Maria Bulan, îmi pare bine. Să vede. Să... Mărlanul Ferdinand I-ul. Bănuiesc că sunteți o persoană potentă dacă m-ați chemat la negocieri. Și știți prețul. Mamă, asta e mai directă ca Daniela Crudu. Potent e puțin spus, Duduie. Sunt ultra potent, mega. Sunt cel mai... Dar ce zic eu cel mai... Sunt cel mai ieșit din comună de potent. Mă bucur. Păi atunci ce să mai ai? Să semnăm un precontract? Aveți dumneavoastră un pix? Avansul este de 50.000 de euro, iar restul până la 200 în 2 săptămâni. Bănuiesc că banii îi aveți la dumneavoastră, nu? N-am care bani, am bani, n-am, am, dar n-am, da, am, am bani, n-am pix, adică am pix, dar n-am de la care scrie, dar trecem așa direct să semnăm contractul, nu mai negociem și noi, că bănuiesc că cu scalțoane negociați înainte, că așa, mă rog, eu n-aș vrea să vă dau bani înainte ca la altele. Că de asta bănuiesc că sunteți o doamnă, nu? Păi da. Da? Da. La doar câteva ore de la anunțul făcut de impresara jucătorului brazilian Pipi, în legătură cu vânzarea acestuia, clubul FCM și-a anunțat intenția fermă de a-l coopta în lotul său. Mama mie, ce dobitoc! Marlanul umor! Pusculiță! Pusculiță! Ce, patrone, arde? Da, arde, Marlano, de viu! Dă-mi imediat telefonul să-l sun pe baba! A, nu se poate, îmi pare rău, dar... Uite, o sun eu, dar ce să-i spun? Zice, vin imediat aici, că dobitocul ăsta de Marlano ne lasă șarat lipit! Ce faci, mă? Intrăm în direct! Unde-i Gii? Cu care în direct? Doamnelor și domnilor! Iată că avem în direct și sunt convins că și în reluare dovada clară a faptului că fiica cea, mijlocia președintelui, pregătește o căsătorie secretă. Vedem rochia pe care cu siguranță a comandat-o de la o casă de modă celebră, pentru că numai casele celebre aduc cumpărăturile acasă. Așadar, rămâneți pe Pupăză Show pentru a vedea în continuare nunta! Ce faci, Pupăză? Bine! Iete, Gabore, rochia mea. Aaaa! Aia e rochia mea! Băi, idioților, ați încurcat adresele! E rochia mea! Și-o te pomenești că i-o fi plăcut lui Beizadeaua de vis-a-vis și i-au dat-o ei! Că-i fată de președinte, a? Să vezi tu ce-o crăp și direct și reloare! Stai mereu, tântișor, ce să că e păzită non-stop de sepepiști! Păi ce vrei, să avem pe conștiință? Chiar e de absolut! Care cumva să te pui în drumul meu, că s-ar putea să te am eu pe tine pe conștiință, înțelegi? Rochea mea! Ce cătați, bă, cu Diana? Vreți să-mi stricați rochea? Șeful, șeful, opriți-vă puțin! Încetați, dai-mi odată! Mă scuzați de miniștențe de când eram șef, dar era musai să vă despart. Păi, unde-i Topica? S-a plictisit și a plecat de vreo jumătate de oră, dar nu de-aia v-am întrerupt. Da, stai! Trebuie să intervenim urgent.
ai nebunit? Asta-i baba! Mă, dar nu de-aia am făcut simulare de intervenție? Păi am făcut simulare de intervenție, bă, nu de sinucidere! Cum te bagi acolo? De în jurisdicția noastră! Corect! Dar noi avem agent lângă obiectiv, că am fost prevăzători! Păi care de... Chiarete, vezi că avem o urgență, mă! Văd, bre, văd! Mamă! Pupăză, mi se pare mie sau tu m-ai chemat aici ca să-ți fiu paravan pentru transmisia? Vai, Teo, dar cum să fac așa ceva? Dar dacă tot ne-am nimerit întâmplător aici, în mijlocul evenimentelor, nu e păcat să nu fac și un pic de audiență? Și tot întâmplător, cred că ai luat și camera, nu? A, nu, 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 nu. Pe asta am adus-o ca să ne filmăm, să imortalizăm momentul, să avem și noi amintire. Da. Da. Șeful, vi se termină acumulatorul, nu se mai vede. Păi de ce nu mi-ai dat, idiotule, rezervă, că știai că filmăm toată ziua? De unde știa? Normal, o nenorocire, nu vine niciodată singură. Ce faci, trac aici, vrei să ne deconspiri? Ți-am adus acumulatorul, deșteptule, că știam eu că o să rămâi fără, uite. Vezi, de-aia sunt eu cea mai bună asistentă TV din tot showbiz-ul. Dar asta ce caut aici? Mă acoperă, ca să nu se prindă sepepiști că fac curaj. De ce m-a avut dreptate? Dar de ce nu m-ai chemat pe mine pe ăsta să te ajut? Eu sunt asistenta ta! Deschide să-l facem în menaj în vreo... Am zis, filajul menaj! Tot una e deschide! Vine-o coace în locul meu, Beatrice! Dacă e vorba numai de filaj, nu mă interesează, pupă zăbaftă mult! Mă, Teo, să te ajute! Mă, Peti! Mă, Peti, stai! Stai că nu trebuie să ne mai ferim, că uite, toți sepepiștii sunt leșinați, gata! Lasă că sigur vin alții! Nu răspunde, patroane, parcă a intrat în pământ. Stai liniștit că n-am eu norocul ăsta. Iar a venit ăsta. Bă, nu ți-am zis, bă, că n-am comandat nicio roche, bă, de mireasă. De ce ai adus-o? Du-o alături. N-am comandat-o eu, idiotule. Ia-ți-ne-o puțin. Altă dată să mă întrebi, tălaule. Rochecica mea. Sara arde și baba vrea să face nuntă. Ce-ai zis, mă? M-ai făcut, baba, că te prăfui! Era o metaforă, că oricum nu mai avem bani nici de nuntă, că Marlano ne lasă sărac lipit. Ce face? Vrea să cumpără cu 200 de mii de euro un amarât de fotbalist, numai să se cucă cu impresarul lui. Ia stai, dar de unde știi tu asta? Eu știu că am făcut la fel, dar trebuie să o opresti. Îl opresc, dacă nu rămâne, asta-i! Ce-am auzit? Adică tu te-ai culcat cu impresarea la fel cum a făcut ăsta? Nu mai din interes! Nu mai din interes! Nu eram cu matale! Nu eram cu matale! Nu e nicio nici... Nu era cu mine, a? Așa te iert! Nu era cu mine! Adică nu erai cu mine! Dar erai cu popocica mea, nemernicule, te-o mor! Te-o mor! Vrei să pierdem banii? Dacă vrei, pierdem banii! Dar n-are niciun rost! Că tu mă omor și eu nu mă las omorat repede și eu lăsemneze contract! Și nu mai ai nici banii de mormentare! Macaronele, ce șansă ai, dar mă întorc eu! Mă întorc mai întors? Mai întâi mă duc să mă ocup de cretinul ăla-i! Vă mulțumesc pentru audiențele record înregistrate cu această ediție specială și pentru mesajele de felicitare care nu contenesc să sosească la redacție. Și eu vreau să vă mulțumesc. Da, și eu pentru herpes. Se pare că avem un telefon direct. Bună seara. Bună seara, domnul Pupăză. Președintele României vă deranjează. Vreau să vă mulțumesc că ați mediatizat știrea cu fiica mea cea mijlocie. Datorită dumneavoastră s-a întors acasă, domnule. A fugit de frica bunicuței care mi-a bătut sepepiștii. Da un whisky. Apropo, dacă știți cine este baba, ziceți-mi și mie că vreau să o pun șefă la SPP. Hai că mai dau un whisky. Sau nu? Îți vând pontul cum să ajungi la Cotroceni, că eu oricum nu mai vreau să candidez. Unde? O glumă proastă a vreunui simpatizant al contracandidatului meu. Că e atât pot, atât îi ajută capul. Pupăză? Da. Chiar a fost președintele. Ha! 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 Ha
Gata frumoasă, ai vea! Ce oarbă ați fost să rămână! Cu ce treabă, Paci? Uite, te caut pe tine, Zeppelinule! Vreau și un autograf! N-am coasă că-ți dădeam! Mai nu ești vedetă, Zeppelinule! Că zice de tine la TV din două secunde! Zau? Da? Ce zice? Zice că vrei să cumperi jucători de 2 lei pe 200.000 de euro! Din banii mei! Care banii în matalii? Banii clubului! Ia auzi! Și clubul al puie, mă, Zeppelinule, a? Ia scalțone! Și scalțone al puie, mă? Alu bunicu, care l-a dezgrop, l-a scos într-un obuz, care l-a... N-am dat vreo niciunul, n-am dat niciun ban de-a lui matale. Și nici n-o s-a pus să dai, că dacă dai, îți înfigă ăsta unde te doare pe tine cel mai tare. Las? Nu, prin nas o să-ți iasă. Se poate? Nu se poate, că e lung și mi iese oasă mi-l și se poate, poftiți, nu vrea bulean, bulaș. Bulan. Bulan, buci, crac. Deci asta este bulănoasa cu care s-a culcat scorpionul meu. Ce vină pe încoace să negociești ceva cu tine, stia? Stai, bre, că eu nu mă culc cu niciun moș. Eu am venit să-mi semneze domn președinte hârtile de transfer și să-mi dea banii. Doar atât? Păi nu trebuia mai înainte să mă convingi? A, tu, asta credeai? Și eu nu mai fac asta de ani de zile, deșteptule. Nu mai trebuie să mă vând pe mine, am ce vinde acum. Vând fotbaliști, că și ei fac parte din aceeași categorie. Mă înțelegi, din care eram și eu odată. Doamnă? Doamnă, pe dracu, n-ai văzut cum rup cluburile? Zguduie bara decât dau în ea. Dar dacă tu asta crezi... Mărlănele, ce idee mi-a venit? Ce ți-a mai... Păi și tu ești fotbalist, mărlănele. Transformă-mă pe mine în bara ta și zguduie-mă și pe mine cât vrei. Stai, dracu, locul ăsta tău cu tremuri, ce zgudie lui, ce zgudie pământul. Teo, trebuie să vorbim. Știi că nu suport să stau așa fără să te văd. Mulțumesc, pupăză. Acum mă vezi, de jos. Ce ai pățit, mă? Ce-am pățit? N-am zguduit-o pe măta. Chiarete, ce faci săptămâna asta? Mă refac după întâlnirea cu măta. Nu-ți vede? Bă, da, îmi pare rău. Dar uite, tocmai ca să te refaci mai repede, eu și cu băieții am hotărât și am pus mâna de la mână și te trimitem să faci meditații. Adică eu simt curs sau care treaba? Meditații yoga, mă. Dar bine ai făcut. Foarte bine. Păi ce ăsta vrea să fie singurul care iese neavariat din episodul ăsta? Păi ori suntem o echipă, ori nu mai suntem. Corect. Tonți pentru unul și unul pentru tonți. Hai că te gătește. Bunicule, dă-te jos după curcubeu, că a venit bulănoasa. Să vin și facem până în Germania. Vrei să-mi zici ceva? Nu, no, că acum e liniște. Eu tocmai plecam. Stai potolit, că trebuie să-i luăm un cadou. Dacă ne face cinste, ne face... Asta chiar crede că e ziua ta. Rușine, rușine, animalul. Și vrei și tu să faci parte din el, de-aia mă ții atâta de vorbă? Lasă interogatorii și treci la acțiune până nu ne văd naibii ăia din vilă. Teo! Dragul că sunteți la fel acum toate! Că tot ce ești chestie îmi faceți!
Bă! Ori suntem o echipă, ori nu mai suntem. Corect, bă. Toți pentru unul și pe unul. De la băutură. De... că m-am cam băbit. Uite, 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 ridul ăsta nu era luna trecută aici, îl vezi? Mhm. Aha, nici nu ai curajul să mă privești în ochi. Ți-e groază să nu te șochezi? Nu-ți mai place că m-am stafidit? Te mă, pisoi, iar ai luat-o razna cu țăcăneala? Dar ce, a încetat vreodată? Îți riși viața, Tutankamonule, nu te stâmperi. Treaba ta! Mă, pisoi, arăți foarte bine, nu te-ai băbit deloc. Ești foarte frumoasă. Păi normal, mă minți frumos, că știi că tot ce spun e adevărat. N-am timp de prostiile tale acum, că am treabă. Bine, Vandam, e bine, lasă că o să aflu adevărul de la altcineva. Care nu minte așa cu nonșalanță. De la cineva care spune mereu adevărul în față. Să nu vii cumva la ușa mea, că nu-ți deschid prospătură, stafidite. Ba, vin, mă! Auzi? Vin, mă, hodorogule, și n-am nevoie să-mi deschizi, că rezolv singură! Ajutor! Îmi sparge ușa nebună! Miliția! Să vină miliția! Atațiune! Am venit să vă anunț că a apărut un falsificator extrem de periculos. Falsificatorul de apă chioară. Aolo, ce ne facem dacă o să contamineze asta toată apa? Bem apă plată, firește! Aolo, bă, tăiești, bă, poponețule. Păi și apa plată e tot într-asta chioara. Numai că asta coastă, te îmbuteliate în sticle. Bine că ești tu de ștept. Dacă te găsește, dragi, mă fi contată în plăbă! Liniște, liniște și nu-l mai întrerupeți pe Don Chestor! Ah, ce noroc! Ați văzut ce prompt sunt și apucat! Bravo, mălingăule! Să revenim! Deci, contrar așteptărilor, falsificatorul de apă chioară nu falsifică apa. El falsifică parfumuri, esențe, băuturi, punându-l în locul lor apă chioară! Ia-uze-l, drag! Vreau să-l prindeți cât mai rapid. Săptămâna viitoare e ziua soției mele. Mulța trească! Mulța trească! Mulța trească! Și Doamne ferește să cumpăr un parfum falsificat! Că nu mai pupați voi leafă o lună de zile! Toți! Hai! Executarea! Apropo, să nu uit. Cel care îl prinde are o primă consistentă în bonuri de masă. Să nu ziceți că nu vă stimulez ceva. Auzi, ar vrea să-l prinzi tu, bă, Solomone, că văd că te cam bate vântul. Ha! Executarea! Dai, te eu primul că spui ce... Urlă foamea, matale!
Hai, noroc, gogoaș. Norac? Ia uite-te la mine așa. Ia zi, nu ți se pare că sunt mai sexy așa, mai irezistibil? Zi, mă, nu te sfii. Da, bă, ești zân. Dar ce zic eu, zân, mă, ești zânoi. Ha, știam eu care e efect. De-abia aștept să dau iama prin gagici. Toate o să fie moarte după mine. Dar ce are efect, mă? O substanță, am cumpărat-o de la sală, de la un prieten. E un elixir minune pe bază de feromoni, pe care dacă ți-l dai pe haine, înnebunești toate femeile, toate sar pe tine. Vreau și elixir din asta, dă-și mie puțin. Nu mai am, că l-am dat pe tot. L-ai dat pe tot, pe hainele astea? Păi și o să trăiești toată viața în hainele astea? Ce bou sunt la asta, nu m-am gândit. Stai! Eu cum iau legătura cu individul ăsta cu substanța? Păi uite, ia numărul lui de telefon și fii atent când îl suni, spune-i că sunt în partea mea, ca să-mi facă și mie discount la următoarea sticluță. Discount? Dar cât costă? 100 de euro. Cât? 100 de... Ce ai, bă, de te răgnești așa, cum ai trezit în somn? Ce să-ți povestesc? În primul rând că nici nu m-am răgnit. Și în al doilea rând, scuză-mă că te-am trezit așa de brusc în miezul zilei. Mă persiflești? Mă, presi... Fai mișto de mine? Nu, bă, Mărlane, cum să-mi permit eu așa ceva? Auzi, dar de când bei ceiurile aia de slăbit și ai reacțiile adverse, câte relații ai avut? Să tot fi fost, gogule, vreo... Niciodată. Iar eu, și nu vrei să schimbi chestia asta? Da, cum? Că violator n-am cum să fiu, că sunt dita mai... Președintele, știu, ai și tu o eleganță, o impostanță, îmi dau seama. Nu mai sunt dita mai mușchilosul și alerg greu. Și nu poți să prind nicio femeie, că toate fuge. Mărlane, lasă dracu violul, că nu despre asta vorbeam. Am cunoscut un individ care are un elixir, mă. Un elixir pe bază de niște formoli care... Pe ăștia nu-i substanța aia cu care se dă pe morți să nu mai pută. Ba da, Mărlane, și-ți dai și tu pe haine și tu o să mai puți. În schimb o să miroși doar a maciomen. Și ghiși ce o să facă femeile. O să prindă lumânări? Nu. O să fugă spre tine. O să sară în brațe toate. Să mor tu? Uh-huh. Păi dacă e așa vrea, mă. Vrei? Da, e scumpă sticluță. 100 de euro. Cât 100 de euro? Păi să dau cu... Cu... De fapt, pentru așa ceva, merită, mă. Și să notăm pe spate, să notăm pe față, să... Pupăză, diseară o să ai o emisiune specială. Comentezi? Nu comentez, dar despre ce e vorba, dacă nu te superi. Nu mă super! Ia fii atent la ce m-am gândit. Tu o să faci un concurs de mis la care eu o să particip și pe care, bineînțeles, să-l câștig. Prefecta capitalei participantă la un concurs de mis. Ce zici? Da, sună bine, dar dacă nu-l câștigi? Tu insinuezi cumva că nu mai sunt bunăciune? Că m-am babit sau ce? Nu mai ai șanse? Nu, dragă, stai așa, dar nu știi cum votează lumea, că știi că lumea e invidioasă. Dar cine a zis, dragă, că votează lumea? O să fie cu juriu de specialitate. Adică tu. Ah, mersi. Da, sigur că da, se acceptă. Da, cu o singură condiție. Să participe și Teo. Da, de ce tocmai Teo? Bă, asta-i gagică ta. Nu e, dragă, nicio gagică, mai nebunit ce tot ai cu... Da, nu vrei să ai și tu concurență reală? Vrei să zică lumea că e făcătură? Vrei să-ți adun mai din alea ca Betty? Da. Nu era ideea. Dar e musai să participe și Betty. Să vadă lumea contrastul. Doi. Doi jumate. Aproape trei. Hai, mă, la... Hai. Băi, hai, eu zic să o lași baltă, mă, să n-ajungi la reanimare. Bă, trecești să mă sabotezi. Idiotule, astea așa să fac, bă, încet ca să... Pui în mișcare toate grupele de mușchi, toți umflatule. E, că a venit. Păi eu? Te deschide, că... Cine? Eu îți rup de oboseală. Păi nu știi din urmă că ești figuros și... Păi am fost, dar m-ai obosit tu cu lenea ta. Te-am obosit cu lenea mea? Auzi, mă, ce trântește ăsta. Lui,
Gigi! Costele! Ce faci, bă, băiete? Ce faci, bă, tine? Ce faci, bă, ce bine arăți? Ce, Gogule, vă cunoașteți? Da, bă, din școala generală am fost colegi! Ce faci, bă, băiete? Tu ești cu Elixirul? Da, eu sunt. L-ai adus? Da, bineînțeles, dar știi că sunt om serios. Auzi, spune-mi și mie cum un om cu calitățile lui, că am auzit că are niște calități beton, n-are succes la femei. Suflate de la ce ai, mă? Bă, nu e calitățile mele, nu e alea la care te gândești tu. Calitățile mele e aici, bă, că dacă ești un om deștept, e greu să ai succes la blonde. E, lasă că acum o să ai un succes de nu o să știi ce să faci cu el. Tot un părligător ai rămas, exact ca în școală. Ai defect profesional. Ce aminti? Asta e Marfa. Unde sunt bănuții, ha? Amin, dar are efect? Costele. De? Spune-i tu, sunt eu țepar? Nu, mă, nu, nu, e serios, pe îl cunosc când eram mici. Ai fost un mic. Da, bă, da, era... Uite-ți, dracu, ia 100 de euro, mersi. Un euro, cu plăcere. Dă-o bere. Dă-o bere, bă, hai să mergem. Nu, 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 că mai am ceva livrări de făcut, știi, produsul e cerut. Ok. Te caut eu, Costeluș. Ceau, vezi, ceau. Bă, unde pleci, bă, zic cum să ia? Pe cale bucară sau orală? Aici într-un fel, mărlane, te dai cu el pe haine. Da, popăzel, de ce m-ai chemat? Ți s-a făcut dor de mine? Te-am chemat să-ți propun să particip la concursul de Miss pe care îl organizez eu diseară în emisiune. Mă crezi frumoasă? Iubitul meu! Betty, stai! Betty, stai! Am zis, stai! Că dacă ne vede cineva o să creadă că vrei să impresionezi juriul. Tu ești juriu? Betty, dacă te potolești, s-ar putea chiar să câștigi concursul! Tu vrei să mă faci frumoasă ca să te lauzi cu mine atunci când o să fim iar împreună, șmechere? Ia zi, care sunt contracandidatele? Ce mai contează dacă tot o să câștigi? Corect. Mă duc să mă fac frumoasă. Frumoasă! Poate doar dacă îți schimb capul. Sofica! Diseară fac un concurs de Miss în emisiune. Ia zi, te bagi, că dau super premii. Da, ia zi, cu ce gând pe la mine? E, am trecut și așa, întâmplător, să mai povestim, să mai bârsim, să mai socializăm. Și să te rog să te împaci cu Costelușa al meu. Că am și o vârstă, băi, femeie, și vreau și o nepoței. Antida, eu n-am cum să-l ajut, pentru că... Pentru că nu pot să fac copii. Ce mult? Păi tu ai fost la ginecolog? Normal, de unde credeți că știu? Sunt deprimată, credeți-mă. Da, da, păi eu. Teo, diseară organizez un concurs de Miss la mine în misiune și vreau să particip și tu. Și ce te gândești așa? Ce să... Să rămână, tanti? Nu știu, pupăză, că știi că sunt deprimată. Hei, e deprimată. Ieși, măi, afară și lasă dracu deprimarea, că așa-ți trece. Participă la concurs. Ce faci, te învăț o meserie? Cine mai participă? Păi, Betty, așa. Emma și Sofica. Ia, o să-ți stai. Ia, ce bun! Participă, Sofica mea! Nemernicule, tu vrei să o dezbraci pe bobocica mea în fața națiunii și că de crap? Stai în locul lui tanti, că nu vrea să despoaie pe nimeni. Păi tu crezi că îmi propunea mie așa ceva? E așa, popăză? Da, sper că nu vrei să mă dezbraci în direct. Nu, dragă, normal că nu o să fie numai probe decente, iubire. Iubire, iauri? Iubire, sex, despre nici vorbă de așa ceva. Ia zi, vii? Păi, eu n-am nicio șansă în fața lor, pupăză, că sunt numai bunăciuni. Mă rog, mai puțin Betty. Da, mă, Teoda, și tu ești bunăciune. Crezi? Da. Eu crezi că ești bunăciune, crezi? Bă, voi sunteți cumva pe felie? A, se pare mie, a? Nu vreau cum să fim, nu! Deci, pupăză, cine mi? Bobocica mea n-are ce căuta la concursul tău, dar mi să fie clar! Pentru că acolo vin tot felul de golani plin de bani care o să o înceapăcească de creier. Ai înțeles? Bine. Să-mi păstrez cafea, că vin mai târziu și o beau. Sigur, să tanti. Să continuăm discuția. Sigur. Pupăză,
Eu nu cred că Misu e de mine. Mă, Teo, tu crezi că eu te chem degeaba? Tu o să fii câștigătoarea. Auzi, dar cum ai de gând să procedezi? Foarte simplu. Bag o probă de cultură generală cu întrebări foarte grele și ție o să ți le pun pe cele mai ușoare. Lasă-o la mine! Nu-i da blană, nu-i da blană, prins rățușca, prins rățușca, nu scăpa! Petre ușii! Ăsta, șefii! Hai bre, ușor cu bălitul, că s-ar putea zbălnecați acum tu iernia. Gura, țărănuiule, că ne bruieze ancheta. Băi, acum mi-am dat seama, mă! Chioretă-i falsificatorul de apă, Chioară, pentru că are și nume. Îl cheamă Chioretă. Bă, dar voi nu v-ați plictisit să tot faceți nișto de el să-l persecutați? Nu. Chioretă, mă însoțești de seară la concursul de mis de la Pupăză. Particip și tu? Da, te oftici. Ia zi, Chioretă, mergi cu mine? Dacă tu vrei... Chioretă nu poate să meargă pentru că e în tură de noapte. Dar dacă vrei, pot să te însoțesc eu. Și eu, că unde-s doi, protecția crește. Nu e nicio tură de noapte, că am verificat eu programul. Credeți că-l chemam aiurea? Sper că nu intenționați să-i puneți voi vreo tură de noapte abuziv. Că o să mă simt nevoită să-l anunț pe domn Chestor, care de-abia așteaptă să audă de abuzuri. Deci cum rămâne? Rămâne să te ducă el. Chiorețel, mă duci? Normal, șofico. Mersi frumos! Șofico? Nu, tu, nu! Hai că nu o să mai conducă nimeni pe nimeni. Poate pe ultimul drum. Bă, bă, ce gofile ar băbiți și gata, furiște să fie. Tu nu mai pic de respect față de mătru și gata, că te târnui. Iată, să lasă cu victime colaterale, stai să nu ne stropezi. Ce cați, păi, de seara la Pupăză în emisiune să te despui în fața națiunii? Zic că te târnui! Ce să caut? Caut să câștig concursul de mii și ce rău în asta? Sunt majoră, vaccinată, fac ce vreau, nu mai trebuie să-ți dau atale atâtea explicații. Hai, Chiorete! Lasă-l pe Chiorete! Ies! Tanti, poate nu ați observat, dar Chiorete are ruși pe obraz de la Sofica! Ce aud? Ia să-ți vă putreaga, bune! Lasă-l de așa rău! Diet! Iete! Și pe părta la tăia, întoarce obrajul! Iată câte pupători are și ce zici, că-i de la Sofica, a? Da. Și ăsta după cămașă de unde e? M-am pătat cu zacuscă, tătișor. Ai mâncat zacuscă fără mine, că te târnui! Nu, tătișor, nu m-am citit eticheta. Așa? Și ce e chileșul? Ești invidios că n-ai și tu? Se rezolvă. Ia vine un coace butulic! Vino, ca să nu te mai simți complexat. Dar eu am zis că el are de la Sofica. Și ce? Tu le ai de la mine. Și-s mai multe. Se compensează. Așa cu el într-o parte în față de tocilar, să-l dau breton, să... Așa în față de prost, să-l dau pe stăți burlitre, să-l dau cu gel. Că tocmai bine așa. Sexy și gras. Și acum să mă dau cu ferohormoni. Să... Și pe unde de la cuzită? Dar de unde femei? Mârlane, ia zi, Pupăză-i pe aici?
Mersi, Doamne! Nu, dar ia zi sincer, papușa, pentru cine ai venit azi încoace? Pentru pupă ăsta, ce dracu ai surzit? Hai mă, lasă, că știu că ai venit pentru mine. Hai, înfruptă-te din pachetele astea frumoase! Ce dai stă? Așa mă înfrupt eu! Mai vrei să iau o bucătură? Ce mama dracu nu și-a făcut poțiune efectul încă? Brânele! Da! Chiar zis, Sofica, a trecut pe aici? Nu, bre, pe acolo a trecut, dar să știi că m-a lovit total nevinovat. Dar ia zi, dacă tot ești aici, cum arată ia zi? Brânele, te simțești bine? Da, dar... Vreau părerea mea tale, că mă ta ești profesionistă. Adică mă faci panorama așa pe față, e? De v-ați găsit ce mai semănați în neamul ăsta. Șarlatan nemernic. Că te aranjez eu. Fantame, vii și tu diseară la concursul de Miss? La ce? Ai, mă, la pupăză! Nu face pe prostul, că dar s-a înscris și nevastă ta! Ce-a făcut? Băi, femeie, tu te-ai țăcănit definitiv? Te-ai înscris la concursul de Miss al lui pupăză? Da! Te oftici, nu? Nu mă oftic așa cum crezi tu! Mă oftic că te duci în emisiune la Hiena Neamului și o să te facă la tarahat. Și dacă te face pe tine, mă face indirect și pe mine. Mai bine zic că te oftiști, că încă sunt sexy și o să câștig și o să-ți dau peste nas. O pisoita, dar eu îți spun în fiecare zi că ești sexy. Chiar și asta ți-am zis. Dar dacă tu nu mă asculti, ce să fac? Chiar mă consideri sexy? Bineînțeles, o pisoi. Cea mai sexy ești. Ia zi, renunți la concurs? Nu, că nu vreau să se zică despre mine că sunt fricoasă sau lașă. Dar uite, ai putea să vii cu mine în emisiune, că dacă te vede pupăză, sigur nu îndrăznește să facă măgării. Ce zici? Păi ce am uite? Bă, și-o mai ținită pe profa de biologie. Ce ai făcut, mă, nemernicule? Ce ai pățit, mă, frate? Ce ți-am făcut? Ce mi-ai făcut, bă? De ce mi-ai dat, mă, apăsoară în loc de loțiune, de poțiune, de... Mama dracu! Acum nu numai că nu mă atrag femeile, ba chiar le și resping pe alea care le atrăgeam. Dă banii înapoi, scrol nenorocit. Așa ai făcut, Luigi? Nu se poate. Costeluș, spune tu că sunt om de cuvânt. Doar mă știi. Nu? Ți-am promis că te iau la o bere? Păi te-am luat la o bere. Dar cum ai folosit poțiunea? Cum am folosit? Cum mi-a zis asta? Mi-a dat pe haine. Păi nu așa se folosește. Au. Trebuia să o torni în băutura femeii. Păi ce mai cumpăși băutură după ce au luat loțiune? S-o turnai acolo, nu te dai pe haine. Eu acum trebuie să vă las, mă grăbesc, că mai am niște treburi. Mi-a părut bine că te-am văzut. Trebuiam băutură. De ce mai minți chelul? Se ciudă că eu am loțiune și tu n-ai poțiune, a? Dacă nu... Dacă nu... Ce... Să-mi trăb? Ieși de unde te-a ascuns că te crăb! Bre, lasă teatrul ăsta ieftin, că nu mă mai proste și scoală de acolo că te trage. Cine mă trage? Curentul, ai văzut că n-ai nici pe dracu? Mi-a furisit așa fie. Du-te! Du-te, ți-am concursul al dracu. Du-te! Du-te, să te compulzi ca toate pănara mele acolo. Bre, dă-mi cheile imediat. Ce chei fai? Ce te dregnești la mine? Ce sunt la mine cheile? Cată-le pe-n casă, că la mine nu sunt. Dacă nu-mi dai cheile în momentul ăsta, sparg ușa!
ce să-ți povestesc, ești invitata mea. Că ușa se deschide de la exterior spre interior. Nu poți, hai, încarcă. Cine? Eu, stăntișor, am venit să iau pe șofica, bre. Chiorete, am rătăcit cheile de la casă și nu mai pot să ies. Nu dai tu un număr să o deschizi? Nu da, că un gospod nu da. Că uite, tocmai zis, vai, am găsit cheia, uite, na. Căzut pântalnica la mine în buzunar. Am pus o șofica, am poftim, ia cheia. Urează-mi succes, mamaie. Mamaie, măta! Și nu te bucură prea tare de succes, că viu și-o la concurs. Și dacă viu, e musai să-l câștig, că doar nu să-mi bat drumul degeaba. Că dacă nu-mi bat pe careva... Acum vedem noi pe cine găsim. Toma peste vrăjitoare. Mă rog, mă sacrific pe altarul științei. Ce să caut, mă, băiet ăsta, Betty? Am venit așa că să te văd, că ochii care nu se văd sunt de sticlă. Să nu se uită când se uită. Eu așa am, și dacă tot nu ne-am văzut de mult, nu vrei să servim un paharel să ne veselim dițel? Că e sănătos pentru orgasm, e, cum spunea și Eminescu, pentru orgasmism. Să nu mai faci pielea creață pe spate și pe piept, că se întinde de la... E bun pentru când ești în fața ecranului, mă înțelegi? Că tu câștigi, spun. Băi, ești nebun? Da, de ce întrebi? Păi ce repede circulă zvonurile, pupăză! Mă confunzi! Dragul de el s-a lăudat la toată lumea cu mine, iubitul meu! Ia dă-mi coace! Ia dă-mi coace, că asta trebuie sărbătorit! Ia crapă-n-te! Odată în viață ajuns să câștig un concurs de Miss... Miss Agri! Ce-ai zis, Mâleane? N-am zis nimic! Pisicuță, cu coastă de cotoi. Băi, ce faci, măgarule? Păi... Trebuie să-mi trici șustele acum cu pupăză. Tocmai când am reaprins flacăra, ești nebun la cap. Miroșea ceva ars pe aici. Deci tot nu funcționează. Sau poate funcționează. Dar la Betty n-are cum să facă reacție. Că nu se știe dacă e băiat sau fată. Bă, Betty... Poți să-mi faci și mie un plovă? Ăsta un favor? Să nu te dezbraști un pic, să văd și ești om sau o femeie, când să-mi fie și mie niște chestii clare. Poate sunt clare acum, a? Ce dai, bă? Bună, Betty. Pentru mine ai venit? Nu. Iubitul meu, știam eu că și tu ții la mine. Stai, mă, Betty, că e o încurcătură, unde e, mă? Doamne, nu vine să cred! Sunt dorită de trei bărbați în același episod. Se poate, întâi pupăză, urmă mârlanul și apoi vandame. Auzi, porcomete, îmi pare rău, dar tu ieși din incintă, că ești ultimul pe listă. Hai, mișcă-te! Vandame! Vandame! Fugi, bă, că îți dă foc! Eu zic să renunțați, că știți cine e câștigătoarea. Vandame, ai venit! Iubitul meu! Persoanele care le-au însoțit pe concurente la platou sunt rugate respectos să se care! Dracule, odată, hai! Ce-i dracu să fiți? Ce? Ce vă uitați așa bimbolinelor? Da, particip și eu. Vă simțiți cumva amenințate? Ce cu tine, pe acelea porcomete? Nici eu nu știu, sincer să fiu.
Mă duc până acasă, oricum că am de căsăpit pe cineva. Hai, du-te! Nu-mi zice că te-ai transformat în carcasă direct în măcelar. Dar cine te-a supărat așa tare? Un escroc, mă, un nemernic mi-a vândut apă chioară pe post de poțiune elixir al dragostei. Apă chioară? Da, să vezi ce omor îi dau dacă nu-mi dă toți banii înapoi. Păi tu crezi că la mai vine să întâlni cu tine, idiot, în camarad? Stai, bă, că vine, că l-am prostit, eu l-am păcălit, că vreau să mai cumpăr de la el niște poțiune și că vine... Hap, am făcut pe prostul ca să-l păcălesc. Bă, de-aștept ești! Mua! Mersi, prietene! Te-ai scriptit, chioret, și... Te pomeni că ăsta mi-a dat elixir pentru bărbați. Să-l crap de două ori! Hai! Hai! Acum poți înceapă și concursul, pentru că a venit Deva! Ce cauți aici în brâie și afară că ăsta este concurs de mis cu bunăciun, nu cu băbăciuni? Mă dai afară, mă, păsăroiele! Să te desminte! Tanti! Ce-ai făcut? Cine mai prezintă emisiunea acum? Doar să prezici că ești co-prezentatoare! Dar eu și concurez! Ăsta-i conflict de interese! Și ce fai? Între fațada și formatul emisiunii nu-i tot conflict de interese? Ce mai contează încă unul în plus? Da, mor! Tanti! Tanti! Stai! Mai bine fă ceva cu pupăză, că intrăm în direct! Băi, frere! Brăzică, luați-l de aici, că începem! Luați-l! Tomor! În cazul ăsta eu propun să prezinte cineva neutru, neimplicat, adică responsabil ca domn primar. Hai, iubire, să prezinți! Hai, hai, hai! Tu, hai, ok, intrăm în 3, 2, 1! Bună seara, dragi și viitori votanți! În această seară eu voi fi gazda voastră, pentru că hiena neamului, recte pupăză show, nu prea are chef de voi. Și dacă ne place, pot să fiu gazda dumneavoastră și pentru următorii 4 ani. Așadar, să înceapă concursul de mis! Prima rundă, cultură generală. Prima concurentă, Baba Frosa! Băi, măta! Mă scuzați, doamna Frosa! Domnișoara, că e concurs de mis, tantalaule! Mă scuzați din nou. Domnișoara Frosa! Care este numele echipei de fotbal Steaua București? Păi ce faci, domn primar show? Îmi pui întrebări de fotbal ce este concurs de mister? Stai, că nu eu sunt organizatorul. Dacă aveți reclamații, le adresați lui Pupăză, că el se ocupă cu asta. Deci, nu știți răspunsul, ne pare rău, trecem mai departe la următoarea concurentă. Domnișoara Teodora Diliman. Da, era întrebarea pentru mine. A fost, figurați, la altă întrebare. Care este cantitatea de magmă din adâncul pământului? Ne pare rău, timpul a expirat. Să trecem la următoarea concurentă, doamna Beatrice. Doamna Beatrice, întrebarea este: cine a făptuit cea de-a doua unire a principatelor române? Alexandru Ioan Cuza, în anul 1859! Ești bine? Da! Răspuns corect! Răspuns corect! Domnișoara Sofia, pentru dumneavoastră avem o întrebare chiar din domeniul în care activați. Cum se numește celebrul detectiv american care purta mereu un parpalac bej și fuma trabuc? Sherlock Holmes? Greșit! Colombo era răspunsul corect. Cine? Lăsați, nu vă bateți capul. Trecem mai departe. La superba, mirobolanta, inegalabila, domnișoara prefect, Emma Cucu! Domnișoara prefect, cum se numea mătușa lui Einstein? Ce întrebare e asta, domn primar? Tușa Einstein. Corect! Greșit, Van Damme. O chema Eleanor Bigelow. Eleanor Bigelow era răspunsul corect. Stai, ce să fac?
Domnișoarelor, trecem mai departe la proba de canto. O să cântați în ordine. Anunț concurentul, n-am vrut să te întrerup pe Mata. Am vrut să anunț concurentul câștigător la concurs. După aia, Mata, poți să cânti cât vrei. Păi tu joci și te-ai dat cu ușor. Da. Ok, anunță-l, hai. Băi, ăla mic cu chitroșeli. Puiul lui Popăsă. Unde ești, mă? Câștigătoarea din această seară este... Este... Ce? Concurenta cu numărul 3, Beatrice! Ce face? Domnul primar show, dacă-ți bag una acum, te trec cu peretele ăsta! Păi nu așa ne-a fost înțelegerea! La mine în scenariu scrie altceva, negru, palb, uite! Eu o să ies câștigătoare și o să fiu mis așa cum am fost de fiecare dată! Ce să facem, tate? Mai improvizăm și noi, nu putem să mergem numai pe scenariu așa! Improvizați? Păi ce improvizați? Stai acolo, papa, Arnito, că nu ai vina ta! Că n-am câștigat eu! Că l-ai lovit pe Pupăsă și nu mai știa că eu trebuie să câștig! Și ție ți-a promis că o să câștigi? Și mie la fel! Pupăsă nemernică, îl omor! Ajunge, opticoaselor! Că numai mie mi-a promis și chiar s-a ținut de cuvânt. Am câștigat, am câștigat, am câștigat! Băgați-vă unghia în gât! Dar de ce să nu-i băgăm lui? Aranjorul nemernicului! Chiar așa, fetelor! Haideți, haideți să ne răspunăm! Hai și tu, Bobocico, că-și dă tine așa pentru joc! Ia-te că mi-am Păi, astea au fost să-mi agreseze iubitul! Că nu ți-ai scos soția câștigătoare. Știam eu că nu mă apreciezi. Cum să nu te apreciezi, mă, pistol? Ia uite ce scrie aici. Minciuni. Și atunci de ce nu m-ai desemnat pe mine, Miss? Pistol, nu, n-am decis eu. N-aveai cum să te desemnez eu. Publicul a votat. Nu puteam să fac fraudă, că eu sunt un candidat cistit la președinție. Nu, mă, pistol, tu ești Miss în inima mea. Tu ești a opta pisică a lumii. Asta, tu ești a opta minune a lumii, mă, pistol. Serios? Da. Stai, ce faci? Ce să fac, nu mă răzbun pe Pupăsă. Plus că aici la el în studio n-am făcut-o niciodată. Știu, mă, pistol. Și vreau să vadă idioții de acasă care au votat. Ce-au pierdut? Stai, mă, că stăm în direct! Taci! Ce aveți cu mine? Ce avem, hă? De ce m-ai mințit, nemernicule, că o să câștigi concursul ăsta? Da? Și pe noi de cine chemat acilea, mă, dacă știai că concursul e măsluit? Luați mâna de pe el, că vă ciuruiesc pe toate! Așa! Hai, și acum cărați-vă, că am treabă cu el. Una câte una, pas alergător. Te mișcă. Paș, 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 paș. Ce paș să-ți trag? Paș! Băti, 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 ce vrei să faci? Vreau să te premiez. Au! Pentru că ți-ai făcut iubita, Miss. Unde? Fugi! Paș! Ești mână în mână cu el, nemernicule! De nu l-ai chemat! L-am chemat! Costeluș! Mersi, prietene, dar ce preiau eu? Mersi eu, prietene, dar ce preiau eu? Că pe falsificatorul ăsta-l cate toată secția! Mișcă că te găsește, dragi! Deci am avut dreptate, nemernicule! Da! Ce cauți pre aici? Am venit să-ți răspund la avansurile de mai devreme, sexosule, că mi-am făcut timp. Funcționează. Dar cu efect întârziat. Mișcă, scrocule, că te găsește, dragi. Violete, dă-i drumul, că e nevinovat, nu e scroc. Borțomega, stai mereu că te bag și pe tine imediat la favorizarea infractorului și la complicitate. Bă, nu înțelegi că elixirul a avut efect? Bă, Nenica, eu te rog frumos, plătesc, mai dă și mie o doză.
Ok, dacă te autodenunț, mârlane, rămâi sănătos. Chiorete, Chiorete, ce fac? Chiorete, deschide-mi mă lăsați, că miros elixir și mă rupe ăsta. A apărut un falsificator extrem de periculos. Falsificatorul de apă coară. Coară! 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 Te-am chemat să-ți propun să particip la concursul de Miss pe care s-o lăgă... Du-te, ieși, dacă... Că nu-mi vine să spun. Din cauza, nu? Propun să mergi la concursul de Miss pe care... Tanti, poate n-ați văzut, dar Chiorete are uși... Uși, am uși, bre! Hai, mă, lasă, că știu că pentru mine ai venit. Ia și împrumptă-te din pachetul ăsta de mușchi. Ah, stai! Ce? 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 Ah, ah. Asocia imaginea cu destrăbărul și dezmățul care între voi de-o coroiu cu să ia spații. Bine, și mai bine. Bravo, câștigător, ia-te poate, mă. Bravo. Pune coroana. Hai, văzut? Dă casca jos. Da! Ce-a zis cu mine, au f***! Deci asta, ghelbanca, asta blonda, asta la altă blonda. Mamă, ce... Ai făcut fotbal? De asta mă zic!